Bună ziua, dragii mei Capricorn, sau cei care aveți luna, soarele și ascendentul în Capricorn. Aceasta este citirea noastră pentru luna august. Ca o prim mesaj, așa, din ceea ce văd din cărțile extrase, aveți foarte multe monede, ceea ce înseamnă că voi în luna asta august sunteți interesați foarte mult de aspectul financiar, de bani, da? De noi surse de venit, de parteneri cu bani, totul ce ține legat de partea financiară este în centru interesului vostru pentru luna asta august. Dar să vedem ce am extras pentru voi, pentru energia generală, dacă să zic așa, ceea ce influențează celelalte activități în luna august sau ceea ce simțiți voi. Am extras Arcana Majoră Puterea, o carte puternică, dar și înțeleaptă în același timp, da? Vom clarifica mai încolo ce spune ea. Ia să vedem, pe partea de profesional am extras cavaletul de monede, da? Dar este întors, deci este un aspect un picuț negativ, da? Și pe partea financiară, regele de monede. Pe partea sentimentală sau relațională, familială, ca să zic așa, socială, regele de spade în dragoste, starea de bine, sănătate, avem cavalerul de monede. Aveți, dragii mei, foarte, foarte multe persoane așa în citire, ceea ce spune că veți fi foarte mult influențat în luna august de anumite persoane puternice și influente din anturajul vostru, da? Predominam pe partea asta de finanțe. Acum să trecem la citire, să vedem ce spune puterea. Puterea spune așa, dragii mei Capricorn, că voi în luna august aveți multe lecții de învățat și de pus în aplicare, printre care una din cele mai importante este lecția autocontrolului și a tăriei de caracter, a puterii și a tăriei de caracter în rezistența în fața probleme pe care voi le veți întâmpina în luna august, da? Voi trebuie să reacționați cu înțelepciune și cu diplomație, o altă lecție, și să cântăriți foarte, foarte bine înainte, variantele, să zic așa, înainte de a rezolva o problemă pe care le aveți. Să nu mai reacționați la impulsivitate și cu superficialitate în tratarea problemelor sau situațiilor în care voi vă veți afla. Aceasta fiind spus, aveți mare grijă de persoanele care vă sunt alături în luna august, persoane care vă vor ajuta dezinteresant, sunt persoanele care vă iubesc sincer și care nu urmăresc alte interese, mai ales materiale, legate de voi. Cele care sunt, să zic așa, materialiste sau au interese ascunse, cu siguranță se vor da la o parte în fața confruntărilor pe care voi le aveți de dus în luna august. Dar să vedem pe ce spune puterea pe partea profesională, dacă să zic așa, financiară. Aveți de-a face cu foarte, foarte multe probleme de rezistat, atacuri, situații neprevăzute în care vi se pune la încercare tăria de caracter, da? Munciți foarte mult, nu sunteți apreciați, banii nu vin așa cum voi vi doriți. Cu toate acestea trebuie să dați dovadă de tărie și de perseverență și cu siguranță problemele cu care vă veți confrunta se vor rezolva în lunile ce urmează din punct de vedere profesional, da? Din punct de vedere sentimental, viață socială, familie, în luna august, pentru cei care sunt într-o căsnicie sau într-o relație de lungă durată, au de-a face cu o răceală a partenerului, care este mai mult interesat, să zicem așa, de partea financiară, și depinde de ei, da, să zic așa, tot de dumneavoastră, de tăria dumneavoastră de a rezista, de calmul dumneavoastră în care puteți să soluționați problema, de implicarea noastră, cum veți soluționa problemele cu care veți confrunta din punct de vedere relațional, pentru cei singuri. Sunt bârfiți în cercul în care se află, sunt criticați, li se aduce imagine negativă,
Dar ei, prin puterea cuvintelor și a diplomației pe care cred că au învățat lecția asta, ori reușit să iasă din încurcăturile în care sunt băgați, sau își vor schimba cu siguranță cercul social unde vor găsi alți aliați de nădejde care va ajuta pe viitor din punct de vedere sentimental și social. Deci, dragii mei, rezistați, fiți puternici, dați dovadă de autocontrol și de înțelepciune și veți reuși cu siguranță să rezolvați multe din probleme cu care vă confruntați în luna august. Dar să vedem pe partea profesională și implicit financiară. Da. Pe partea profesională avem valetul de monede, dar cum am spus, este în poziție întoarsă. Ceea ce spune că voi sunteți în luna august dezamăgiți de faptul că banii pe care voi vi i-ați dorit sau care voi vi i-ați sau care v-au fost promiși pentru diferite activități pe care voi le-ați realizat, nu vin, da? Sau nu vin în suma pe care voi v-ați dorit-o, da? Ceea ce vă face dezinteresați, nu sunt mai dezinteresați de puneți cu același, să zic așa, același devotament sarcinii de serviciu. Mulți dintre voi intrați într-o depresie, sunteți apatici, nu vă mai interesează, ca să zic așa, pentru că rezultatele pe care voi le-ați așteptat din punct de vedere al recompenselor financiare nu sunt ceea ce voi vă doriți. Pentru cei care ați investit în studii sau încă studiați sau încă sunteți în școală, renunțați la studiile respective, renunțați în a vă mai implica, pentru că vă dați seama că nu au sau nu vă vor aduce beneficiile financiare pe care voi vi le doriți pentru viitor. Pentru cei care ați investit într-o afacere proprie, într-un proiect, ați muncit, v-ați dedicat, ați investit tot ce ați avut, roadele întârzie să apară și vreți să renunțați la acel proiect, da? Sau loc de muncă care vă nemulțumește din punct de vedere profesional. Cu toate acestea vine puterea și spune să aveți răbdare, să răbdați, că în timp veți reuși ceea ce vă doriți și prin intermediul unui prieten, da, sau o persoană puternică din anturajul vostru, neașteptat, da, primiți un ajutor. Un ajutor mai mult financiar, da? Primiți niște bani ușor, niște bani nemunciți, ca sprijin pentru problemele în care voi vă aflați. Această persoană vine într-un mod neașteptat, ca să zic așa, exact cum am spus, vă ajută, vă dă încredere că puteți pe viitor să continuați și să aveți răbdare în tot ceea ce aveți de făcut. Da, exact cum am spus, lecția autocontrolului și a diplomației. Spune că în viitor veți găsi, dacă vă căutați un loc de muncă, veți găsi un loc de muncă mai bine plătit. Dacă aveți probleme colaboratori sau noi investitori sau parteneri din punct de vedere profesional în afacerea proprie sau prea, veți găsi sprijin, da? Neașteptat, nu știu dacă neapărat în luna august se va materializa din punct de vedere financiar sprijinul, dar cu siguranță găsiți promisiuni și parteneri de nădejde care oarecum vă ridică moralul din punct de vedere profesional, da? Este o persoană practică, o persoană puternică, ajutorul este dezinteresat, exact cum am spus, vine din partea persoanelor care voi vă așteptați mai puțin, da? Mai este și un aspect legat și de partea financiară, având doi regi, că voi, dragi capricorni, veți intra într-o relație, da, cu o persoană potent financiară, doar din punct de vedere financiar, da, o persoană care nu vă atrage, o persoană cu care nu aveți nimic în comun, o persoană plictisitoare, ca să zic așa, dar care vă asigură banii de care voi aveți nevoie în luna aceasta, august sau pe viitor. Dar vom vedea mare grijă, dragii mei capricorni, pentru că persoana respectivă nu vă va aduce beneficii exact cum doriți voi de lungă durată. Dar să clarificăm mai bine pe partea sentimentală, ceea ce am spus mai devreme, sentimental, partenerial. Avem regele de spade, carte tăioasă, așa, care vine în primul rând cu un avertisment pentru toți capricornii să aibă mare grijă în ce situații se bagă, în ce situații intră. Pentru că dacă nu vor fi destul de inteligenți, cum am spus, și prin putere și diplomați, își vor crea foarte, foarte multe probleme
în viitor din punct de vedere relațional, sentimental și familial, da? Dar să vedem ce spune regele de spade din punct de vedere sentimental. Regele de spade spune așa: pentru femei, au parte în cuplu sau în căsnicie de o răceală a partenerului, cum am mai spus. O răceală datorită faptului că partenerul este mai mult preocupat de a asigura în casă, de aspectul material, muncește prea mult și nu le mai acordă atenția pe care doamnele Capricorn și-o doresc, iar ele vor fi tentate să intre într-o relație extraconjugală. Într-o relație extraconjugală cu un domn care consideră ele că are și bani, este puternic financiar, arată bine, le nebunește, cred că le va asigura tot ceea ce doresc, dar mare și dragile mele capricoance, ca să zic așa, pentru că acest partener este de fapt un escroc sentimental, un escroc care de fapt el urmărește anumite beneficii și interese la voi, o persoană fără scrupule care după ce își va atinge scopul care urmărește în relație cu dumneavoastră, sexual, material, mă rog, ceea ce își dorește respectivul, va pleca, da? Va pleca neinteresându-l câtă suferință provoacă în urma lui. Pentru voi, dacă intrați și nu sunteți atente și nu sunteți responsabile cu ceea ce vă doriți, vă puteți crea probleme chiar în viața conjugală, da? Pe viitor, nu acum. Multe lucruri se pot întâmpla din punct de vedere al acestei relații extraconjugale negativ, să zic așa. Deci mare grijă în ce vă aventurați. Pentru fetele singure, ca să zic așa, tot din dorința de a-și crea un viitor mai bun, se vor băga, cum am spus, într-o relație cu un partener potent financiar, care le va asigura confortul financiar, o viață liniștită din punctul ăsta de vedere, dar care nu le va împlini din punct de vedere spiritual sau sufletesc. Deci vor sta într-o relație seacă, o relație plictisitoare, o relație care nu le va îndeplini din niciun punct de vedere, nici sexual, nici material, cum am spus, dar le va asigura ceea ce le doresc foarte mult în luna august, confortul financiar. Pentru bărbații capricorni, vor întâlni o femeie minunată, o femeie fascinantă, care îi vor înnebuni, da? Dar, din păcate, exact cum am spus, este o femeie fără scrupule, o femeie care, după ce va lua tot ce își dorește de la ei, așa, și va găsi un partener mai bun, va pleca fără regrete, neinteresând-o de ce lasă în urmă. Deci, atât pentru bărbații singuri care își caută un partener mare, cât și în cine se bagă, cât și pentru cei care sunt tentați de o aventură, să aibă mare atenție la persoana pe care o lasă în viața lor, da? Simt extrem de mult vibrația unei relații extraconjugale, o relație extraconjugală care vom vedea în lunile viitoare le va aduce decât de suferit dragilor noștri Capricorn, dacă nu au tăria și puterea, exact cum spune puterea noastră de ei, să reziste tentații, da? Tentații și provocării, da? Din punct de vedere, să zicem așa, al sănătății, al stării de bine, cum am zis, pe partea financiară și profesională, ei sunt în depresie pentru că nu reușesc și cedează, nu luptă, nu mai își doresc să muncească sau să-și atingă obiectivele care și le-au propus și intră într-o stare de depresie. Pentru ceilalți care se lasă mințiți frumos de parteneri, de noile promisiuni pe care le primesc de la viitorii parteneri, să zic așa, sau cei care intră în relații conjugale, este o perioadă în care ei se simt excelent, da? Se simt iubiți, se simt încrezători, cred că pot, mulți primesc bani ușor, exact cum am spus, bani ușor nemunciți, mai ales prin parteneriatele în care intră, ceea ce le dă lor starea de bine, pentru că capricornii iubesc foarte, foarte mult banii, da? Dar, dragii mei capricorni, pe viitor, aceste relații păgubase în care voi intrați, nu neapărat toate sentimentale, cât și sociale, da? Nu vă vor aduce decât de suferit și pierderi, da? Pierderi din toate punctele de vedere. Dacă nu reușiți să rezistați tentațiilor, exact cum am spus mai devreme, totul depinde de tăria noastră de caracter și de autocontrol, da? Deci, pe partea socială, cum am zis, cunoașteți noi parteneri care vă aduc reușite financiare, un nou loc de muncă pentru cei care își caută în viitor,
Și cam atât, din punct de vedere al sănătății, sunteți ok, mulți dintre voi nu aveți probleme mari de sănătate, doar un pic de oboseală cumulată, ca să zic așa, oboseală și stres datorită încercării la care vei fi supuși în luna aceasta, iulie. Mă mai uit o dată peste mesaje să vedem dacă am omis ceva. Cum am spus încă o dată, mă repet, mare grijă pe partea sentimentală și în relațiile sau conjugale în care voi vreți să intrați. Acolo este, din punctul meu de vedere, cel mai mare pericol al lunii august, da? Care vă va afecta pe viitor toate relațiile pe care le aveți. Banii, aveți grijă cum cheltuiți banii pe care voi îi aveți cât de cât luna aceasta, nu mai risipiți în stânga și în dreapta, pentru că în viitor vor veni, dar vor veni greu, nu vor veni atât de ușor pe cât voi credeți că vor veni banii, da? Deci nu mai fiți risipitori, dragii mei capricorni. Și acestea fiind spuse, alte mesaje clarificatoare nu mai reușesc să văd. Sper că v-am ajutat, sper că o să țineți cont de sfaturile pe care eu vi le-am dat. Aveți grijă de voi. Dacă vă place ceea ce eu fac, abonați-vă, dați like și subscribe, comentarii, distribuiri, da? Pe mine toate aceste lucruri mă ajută să cresc, da? Mă ajută să dau seama că ceea ce fac este bine și să aduc mai multe citiri, da? Către dumneavoastră. Împreună putem construi o comunitate mult mai frumoasă, o comunitate puternică, o comunitate în care putem să ne ajutăm reciproc fiecare cum putem. Deci abonați-vă, like, distribuiți comentarii, orice feedback, inclusiv negativ, pe mine mă ajută să văd dacă ceea ce fac este bine sau nu. Pupici, dragii mei, ne revedem în celelalte citiri. Aveți mare grijă de voi. Sper să aveți o lună liniștită și prosperă pe cât se poate. Vă pup!